Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar după Urechi, iar invitatul meu de astăzi este sociologul Mirel Palada, dar care în această zi este aici, nu în calitatea lui de bază, ci în calitate de cinefil, unul dintre cei mai aprici și mai verbal cinefil pe care cunosc. Salut, Mirel! Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Eu mulțumesc de invitație și mulțumesc pentru această prezentare onorantă care mă, face așa să mă, simt un pic, cum zice, flatat, măgulit. De, eu nu sunt... Cunosc cinefil mult mai cinefil decât mine. Probabil, Dar și vreun sociolog mai cinefil decât Probabil, principala mea caracteristică este că sunt unii dintre cei mai vizibili cinefili, mai degrabă, și care se uită lumea în gura mea și atunci am făcut și un obicei, inițial ciudat, dar care mie mi îmi place la nebunie, în toate prezențele, sau în cât mai multe prezențe publice ale mele, să menționez filme. Și am descoperit, cu stupoare, că uneori oamenii sunt mai interesați de filmele despre care discutăm, decât despre subiectul în sine, care este preponderent social, politic, sociologie, e, procente. Noi azi discutăm doar despre filme sau, mă rog, dacă mai deviem și în alte Aia chestii, altceva, conexe, da. literatură, artă, în general, cu atât mai bine, dar nu discutăm politică, nu discutăm no. sociologie. Și hai să intrăm așa cumva abrupt... Să ne spui părerea ta despre un film, mă rog, eu știu, dar să o împărtășim și celor care ne urmăriți, despre un film care a făcut oareși ce vâlvă de curând, Napoleon. Napoleon. Și lumea a fost, mă rog, multă lume a fost foarte dezamăgită, deși vorba avem un mega regizor acolo, Ridley Scott, și care a făcut lucruri de referință în cinematografie, dar, mă rog, îi se aduc o grămadă de reproșuri că l-ar fi ironizat chiar ridiculizat pe Napoleon, că nu corespunde din punct de vedere istoric, că sunt filmările nu știu cum. Deci, o grămadă de critici. Eu știu că tu ai, avut, ai fost una dintre puținele voci care s-au ridicat în apărarea lui și au uh, lăudat acest film. spune care e versiunea ta? Este foarte posibil să uh, fie și o componentă de asta profund subiectivă, în sensul că la, îl apreciez foarte mult pe Ridley Scott. Și atunci, a... E posibil implicit să-mi vină foarte greu să spun că Ridley Scott face filme proaste, deși a făcut filme proaste, pe care le recunosc, m-am uitat la ele, nici nu mai știu cum Dumnezeu să numesc, am zis, bă, asta este o porcărie. Atunci, văzând critica la adresa lui, că a fost un mare tamtam -tam acum, a apăruse, încă nu-l văzusem, am așteptat să-l să văd și între timp citisem critici de articole despre el, preponderent critice și preponderent continentale atunci am zis, e posibil, bă, prea multă lume îl înjură, e posibil să fie, să ai dreptate, pentru că știu că am mai făcut și alte filme proaste. Și am făcut și alte filme geniale. Deci este unul dintre regizorii mei preferați. Și m-am uitat la film și am încercat să mă uit la film cu ochii goi. Să nu țin minte ce au zis ăia despre film, să nu țin minte ce cred eu despre Ridley Scott, filmele lui anterioare. Blade Runner este unul dintre filmele mele Preferat, în lui, e, e genial, glégită, genial. Fiecare în felul lui are, are filme foarte bune. Black Rain, ok. Uh, și m-am Și a fost o senzație, să-i spunem, amestecată, pentru că mi-am dat seama, primul lucru care m-a lovit, nu a fost despre personaj, nu a fost despre Napoleon, că este prea, uh, cum să zicem, uh, caricatural creonat uh, într-o pastișă, că uh, joacă ea bine sau prost. Eu sunt o persoană care, pentru care filmul înseamnă, o să mă înjuri. Acum multă lume o să zic că sunt simplist, filmul înseamnă imagine. Deci un film, dacă nu are o chestie de imagine care să mă gâdile, să-mi spună wow, poate să joace actorii pomeniți, poate să fie regizorul nemaipomenit, pentru mine este un film cârcălit. Atunci, inevitabil, eu mă uit întâi la imagine și pe urmă mă uit la celelalte componente. Compoziție, joc actoricesc Scenariu Scenariu, că fără poveste Bun, și primul lucru care M-a lovit a fost Băi, am mai văzut filmul asta dată, nu o dată, de două ori uh, Și de mai multe ori Pe urmă, dar am două filme în cap care prea mă lovesc. Lasă-o de treabă Ridley Scott, ai făcut uh, E, e pastişă sau e omagiu? La Barry Lyndon Al lui Stanley Kubrick Și la Dueliștii al unui regizor obscur din 1975 sau 77 când a apărut, Ridley Scott. Primului film, Dueliștii, cu un Harvey Keitel foarte tânăr și cu încă unul, nu mai știu cum Dumnezeu îl cheamă, în care e o poveste, o, o, poveste obsesională a unui nebun care îi plăcea să se dueleze în perioada napoleoniană și îl găsește pe unul să pune pata, bă, și să alergă ăștia prin toate războaiele și în, filmul loc să prezinte războaiele, bătăliile napoleone, niene, îi prezintă pe ăștia doi când îl mai găsește, îl mai întâlnește pe ăsta încă o dată, după 5 ani și ce? mama, mă, tivin, o să zice, hai să ne duelăm din nou. Și eu o imagine atât de, de bine conturată, bine definită în filmul ăsta, în dueliștii, pentru că era la câțiva ani după, Berry după Barry Lyndon, care este Barry Lyndon, este marea bijuterie, mai puțin vorbită despre ea, mai puțin cunoscută, a lui Stanley Kubrick. Toată lumea când zici Stanley Kubrick, ce zicea, Portugal, mecanic. Portugal nu, dar cei mai mulți zic o spațială 2001. P păi, ăla ok, Uisea spațială 2001. Mm. Portocala mecanică, Shining, um, ce mai făcut? Lolita, Doctor Strange Love, uh, The Killing, uh, Path of Glory. Și toată lumea cumva o colește în mod convenabil Barry Lyndon pentru că au cumva senzația că nu este Stanley Kubrick acolo. Pentru că Stanley Kubrick are un un cinism tăieșenie Lipsită de orice fel de empatie. Stanley Kubrick, Stanley Kubrick îi place să aibă personaje care să fie cinice și să-și bată joc de tine într-un anumit fel. te dar lui Kubrick toate sunt personaje metaforă. Nu are personaje reale. Nu are reale, dar personajele lui sunt tăioase, sunt reci. Personajele din Ocean Spațială 2001, fie că uh, sunt oamenii, fie că este robotul, uh, au ceva menacing, amenințător. Jack Nicholson The Shining, ce Dumnezeu poate să fie mai menacing și mai lipsit de umanitate decât Jack Nicholson în The Shining. În uh, Portocala Mecanică este epitomul răutății acolo, înțelegi? E o violență acolo, Da, îl ai pe Alex McDowell acolo sau cum îl, îl cheamă și uh, toată răutatea aia dintr-un scenariu genial, din cartea uh, genială uh, Portocala Mecanică și te trezești dintr-o dată că. Barry Lyndon este singurul film, sau unul dintre puținele filme, poate greșesc, al lui Stanley Kubrick care arată compasiune. E foarte mult mișto în filmul ăla în Barry Lyndon. Personajele sunt răutăcioase, sunt ironice, sunt sarcastice, dar la un moment dat personajele alea trăiesc, suferă, plâng. Îi simți că sunt oameni. La fel ca, nu, ăsta nu e, ă, Stanley Kubrick, e un alt ă, regizor, Miloș Forman, Zbor de unui de coci. Un film foarte rău, al dracului de rău, dar unde acolo găsești compasiune, găsești niște oameni care se străduie, să chinuie să fie oameni. Că indianul, că de fact, e de este mesajul, Este mesajul. Cum ne luptăm cu apăsarea sistemului necruțătoare. Barry Lyndon vine cu două chestii atipice pentru Stanley Kubrick. Pe de o parte, această compasiune, actorul principal, soția, care este o nemernică, o ticăloasă, o, dar care are la un moment dat trăsături umane, și povestea în sine, felul în care vine asta în Kubrick să spună îl apreciez pe acest personaj, că e picaresc, că e vai de capul lui, că nu se alege nimic de viața lui, dar am cumva o tandrețe pentru el. Și al doilea lucru care se întâmplă în Barry Lyndon nemaipomenit, este imaginea glorioasă. Poveștile alea cu lentilele cumpărate de la NASA, altă discuție. Dar imaginea, primul lucru care te lovește în Barry Lyndon este imaginea total diferită, de celelalte imagini ale lui Stanley Kubrick, din Universitatea Spațială 2001, care este genială, dar este rece, e tăioasă, e tehnică, e științifică, cu imaginea la fel rece, tăioasă, sticloasă, din uh, Portocala Mecanică, în Shining nu mai vorbesc. Și deodată te trezești în Berlin în este o poveste quasi-medievală, cu un pic de fonfleuri, uh, de radieri, ca în filmele romantice din anii 30-40, înțelegi imaginea blurată un pic. Da, închide și tu paranteza, da. da. la, Napoleon. Napoleon. Da. <laughs> și atunci, primul lucru care îl faci când te uiți la Napoleon, zici Barry Lyndon. Dar... Da. Asta dacă l-ai văzut. dacă l-ai văzut, văzut. Păi despre asta este vorba. Da. Dar e un, e un soi de uh, omagiu la adresa lui Barry Lyndon care nu este forțat. Pentru că vezi alți regizori care zic, fii atent, acum e o chestie în filmul ăsta, acum e o chestie în filmul ăsta. Structura vizuală a filmului Napoleon este foarte bine definită. Este, și este de o, impună, de o impunere, de o somptuozitate atât la nivel de decor, de mobilier, de, de costume, cât și la nivel de culori, încât nu poți să nu te îndrăgostești de filmul ăsta. Oricât de câinos, de superficial ar putea să fie prezentat Napoleon, mamă ce brută, mamă ce soldat mitocan, ce. Uh, ce dulumac de om care nu știa decât să omoare, să fie violent și să o alerge pe tantii Josefin să-i facă chestii, nu știu cum să spun chestiile să, să nu le spunem, deci să facă chestii cu doamna Josefin așa deci, Napoleon este prezentat de o manieră cotușă groasă, simplistă, caricaturală. Și vin criticii acestui film și zic, băi, voi, Ridley Scott a fost un englez foarte rău, un britanic, un insular nemernic, așa cum sunt britanicii și insularii la adresa noastră, a francezilor sau a continentalilor, care face mișto de Napoleon ignorând toate componentele sale monumentale. Felul în care a restructurat o societate, felul în care a introdus reforme administrative, reforme judiciare, reforme sociale. Asta chiar nu există în film. A fost un constructor, Napoleon, și nu este acolo absolut nimic. Așa este. Ridley Scott a venit și a zis: Am o poză atât de complexă, am o ideologie, am un scop, un scop critic la adresa lui Napoleon, vreau să-l prezint mai simplist decât era și vreau să mă focalizez pe relația lui cu Josephine. Uh, și ce este în spate, în mod paradoxal Este cumva aproape secundar Îți prezintă bătăliile, se joacă cu ele nu, Dar ăla e doar contextul Deci ca și cum ai avea o viață A unui uh, băiat A unui adolescent, care e adolescent Și când a ajuns împărat Și care are o relație de nesiguranță Erotică, sexuală cu, jo cu Josefin uh, Are un complex La adresa ei uh, Ar alerga-o peste tot să-i pună mâna pe țâță Să se facă chestii, să... Să fie ca la început, chiar dacă ai împărat, chiar dacă o repudiază, chiar dacă o trimite de. o divorțează de ea. Și asta este povestea, este povestea unui adolescent cu uh, nesiguranță erotică. Eu spun, cred că filmul ăsta are, are o singură mare problemă da? obiectivă și anume titlul. Pentru că titlul, când spui Napoleon, Napoleon creează un orizont de așteptare da, chiar, pentru da. oricine critic spectator, da. care evident nu este da. îndeplinit adică decât... Către... să spui o chestie de genul, uh, it's a biopic, Asta este termul da. englez, vă prezentăm în mod obiectiv viața, moartea, aventurile și realizările domnului Napoleon. Ok, și se întâmplă unele din chestiile astea să fie așa. Cum a fost, de exemplu, filmul uh, Război și pace al rușilor sau uh, Waterloo al lui Sergei Bondarciuc, care sunt făcute din punct de vedere al prezentării istorice mult mai detaliate și mult mai obiective. Vorbim de anii 60-70. Război și pace, Dumnezeu are 8 ore, nu cu Dumnezeu, e imens. Dar atunci când te gândești la epoca napoleoniană, într-adevăr, aceste filme rusești prezintă epoca napoleoniană de manieră culmea mai obiectivă și mai lipsită de de vibrație ideologică, de vibrație cinematografică, de vibrație artistică, decât ce a făcut Ridley Scott. Dar sunt anul mai plictisitoare. Sunt faine, te uiți la ele, sunt unele chestii geniale. Bolnaciuc, în anii la în începutul 1970, nu avea calculator la îndemână, nu avea nimic. Când a făcut bătălia de la Waterloo, a pus ad literam, băi ad n-a pus 200 de oameni pe câmpul de bătălie, a pus 20.000. A făcut, a replicat bătălia că avea toate, toate diviziile rusești la îndemână, era într-o relație bună cu puterea sovietică. Un fel de Sergiu Nicolaescu. Un fel de Sergiu Nicolaescu. Da, știi cum i-a făcut. Deci îți pică fața când vezi mii de cai, și al naibii de, 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 complicat să gestionezi o situație de bătălie cu cai. Cine a lucrat cu cai știe mii de cai care merg prin fum, prin lovituri de tun, ai un troli, o cameră mobilă care merge, bă, da, merge 500 de metri într-o cavalcadă, nu merge 20 de metri sau 200 de metri, merge de plictisești. Impresionant. Impresionant filmul, din punct de vedere al replicării napoleoniene. Dar ai și biopicuri, la fel de bine, care nu sunt obiective, nu sunt de tipul History Channel sau Discovery, unde și acolo găsește o ideologie implicită. Nu, există nu dar de, de, dacă e corect sau nu, nu este, nu știu cum să spun, exhaustiv, adică nu acoperă. A, toată a, viața lui Napoleon. Gândește-te zilele astea, relativ recent, cât de multă lume a criticat uh, filmul uh, cu Freddie Mercury, care e un biopic, da? Și care toată lumea i-a găsit not sau mulți i-au găsit Fred nod în papură. Băi, că n-a spus aia, că l-a prezentat pe într-un fel, că a rupt bucata aia, că nu știu ce, ok. Cu o generație în urmă, în 1990, doamna târziu, când eram noi tineri, și acum tricoul, când eram foarte tineri, da, da. când eram aproape copii, a fost un biopic la fel de controversat la vremea respectivă și, pe părerea mea, dintre cele mai mari biopicuri făcute vreodată. Nebunul de Oliver Stone, care a făcut tot soiul de biopicuri și cu Kennedy, i-a luat interviu și lui Putin la un moment dat, deci a fost un, un controversat, a făcut The Doors. Val Kilmer, rolul vieții lui Val Kilmer Și toată lumea S-a grăbit să-l acuze pe Val Kilmer Și pe Oliver Stone Că Jim Morrison era altfel e, A fost prezentat caricatural că A fost prezentat grotesc Ca un animal hipersexual Și care era nebun, nebun Exces Pe când Jim Morrison putea să fie și foarte uh, Luminos Foarte umanist, știa poezie era o persoană mult mai complexă decât se întâmpla. Ei bun, da, era și mai aproape în epoca, adică spectatorii, majoritatea erau contemporani. Da, da, îți mai dau un Asta este un alt exemplu de biopic la care lumea s-a dus și a zis, gata, vedem un filmul cu The Doors. Și unii dintre ei, care, mai ales cei care știau chestia cu The Doors, la fel cum acum avem entuziaștii care sunt interesați de Napoleon și știu bătăliile pe Doros și pe unde au venit ăia și că era rău înghețat, era la înghețat. Nu să spun că fiind propune să-ți arate viața lui Napoleon. Napoleon da. Nu, el îți arată o Doar trăsătură pe care... Așa... Lui Napoleon, atunci da, da. nu-i spui Napoleon. Nu știu, spune-i De ce nu-i spune Josephine? Ai dreptate. Din punctul ăsta de vedere, probabil este o greșeală. Asta, asta spun eu că e Dar singura greșeală. eu dacă vreau să aflu despre viața unui om, nu mă duc să văd ce face Ridley Scott sau... Ah, clar, caut pe history. dacă vreau să mă uit la film la da, vizual. Nu dar citesc. mă duc pe Wikipedia asta. Cu iau cărți despre Napoleon. Sunt 423.000 de de cărți despre Napoleon. Nu, Dumnezeu. fiecare decupând o bucățică, fiecare înjurând o paie altă că n-a prezentat viața adevărată a lui Napoleon și că doar ei prezintă viața adevărată a lui Napoleon. Uh, filmul, pentru mine, nu are rol educativ. Are rol artistic. Are rolul de catarsis. De wow, ai de capul meu, suntem într-o emisiune elegantă artistică, nu avem voie să zicem expresia aia. Să capul meu ce a făcut omul ăsta aici. Chiar și în componenta documentară. Unul dintre cele mai mari filme făcute vreodată și care este în top 10 al filmelor mele și care este un biopic, care este un biopic genial, este subiectiv. Lawrence of Arabia. David Lean, 1962 sau 63, toamna târziu, genial film. Cu viața, cu muzica lui Maurice și cu. Cine e personajul principal acolo, în Lawrence of Arabia? și mie, cine e personajul principal? E Lawrence of Arabia? Uh, nu. Nu, cine este personajul principal? Deșertul. Marea strivire necruțătoare a naturii asupra omului și felul în care natura modelează destinul omului. Ai atâtea cadre geniale, uh, cu tremurătoare, în care vine David Lin și spune, nu rotul este erou principal. Iată ce, cât de impunător. Iată-l cum vine Omar Sharif. Stăm 5 minute să-l așteptăm să vină pe cămin. Da, niște cadre foarte lungi. Superbe! Iată, când se întâlnesc ea în deșert, să duce el să-l recupereze pe tânărul ăla, să rătăcise, și când vine aia, exact ca în lanțul amintirilor, sau un fată și 10 grănitari, chestiile aia indiene. Un de grădinar. de dar lergau unul spre altul, unul spre altul și nu se mai atingeau. Este un cadru... curgă muzica. Da. Și acum mi-l aduc aminte și mă înfior când ăsta vine din dreapta pe Cămilă, Peter Rotul și ăsta vine din stânga, se întâlnește la mijloc, se ocolesc, cadrul ăla, personajul principal este deșertul. Plus de asta, vin aia care știu viața lui uh, cum nu tiești Lorenz, cum Dumnezeu îl cheamă, uh, Lorenz, uh, Lorenz că tot timpul încur. Este un lor Lorenz, ăla de-a scris amantul doamnei Cetărli și este da. el, Lorenz, Thomas Lorenz sau cum Dumnezeu îl cheamă, care a scris cei șapte înțelepciunii și care a fost spionul englezilor în Statele Unite, care a avut un rol să sape la temelia Imperiului Otoman și asta nu se spune în film. Lawrence of Arabia n-a fost acest umanist genial, entuziast, care i s-a pus lui pata dintr-o dată că poporul arab are nevoie să se rupă din lanțurile turcilor și ce năzuință. Lawrence of Arabia n-a fost Tudor Vladimirescu. Nici Tudor Vladimirescu n-a fost Tudor Vladimirescu. Înțelegi? n a fost un erou uh, lipsit de uh, interes. A fost un spion englez, trimis de englezi să bage bețe în roate Imperiului Otoman. Nu a, fost, Și -a fost romantic, a fost pragmatic. Bravo! A fost chiar cinic. Na? Că parte din ce se întâmplă pe acolo este adevărat, mare parte, total de acord. Dar nu se prezintă adevărata lui motivație politică. El acolo este prezentat ca fiind Byron care s-a dus să-i salveze pe uh, uh, greci din uh, ghearele turcilor la 1821 O persoană fizică, la chiar se pe o persoană fizică N-a avut niciun interes geostrategic în spate Și-a murit acolo ca nebun Erau romantici, erau învolburați, erau, jlupeau cămășile de pe ei Romantism Lord of Arabia este prezentat ca un romantic totalmente dezinteresat Păi și atunci de ce nu veni să ziceți Băi nenorociților, băi nemernicilor, nu l-ați prezentat pe, pe Lawrence of Arabia cum trebuie. Toată lumea laudă filmul Lawrence of Arabia pe bună dreptate ca fiind o capodoperă cinematografică. De ce e capodoperă cinematografică? Pentru că dăm picul la o parte, nici nu mă interesează când prezint viața lor Lawrence of Arabia. Cum mi-o prezint? Dacă mă întreb pe mine, acțiunea cam trenează, așa? Adică dacă da, nu asa. stai să contempli cadrele, Le? la un moment dat te plictisești, că e și lung rău. Adică. Ești, da, dar este Repet, unul dintre cele mai foarte perfecte, acum vorbesc în mod voit, ironic, cu greșelcă, gramaticale Cel mai foarte perfect film făcut vreodată Este acolo în top 10, nu al meu, al tuturor Să în toate topurile Bine, dar la Deci tine... asta e problema biopicului Că la biopic tu te duci ca la un soi de documentar Domnule, vreau să fie o chestie indigestă Ca la școală în anul 1821, Tudor Vladimirescu a făcut și pe urmă a mai trecut nu știu cât timp și s-a dus și a pus tabăra și s-a întâlnit cu ăla, care ăla l-a rugat să facă aia. Bă, mă lași. Bă, mă lași. Filmul are un, o justificare a lui în sine. Acum vin și o să vin, să fac precum ăștia în teoria artistică și în pictură și în literatură. Vorbim de literatură dedicată cu un rol social sau vorbim de o literatură escapistă? O literatură în sine, prin sine. Știi că în teoria artistică aceste dezbatere au fost pe parcursul timpului, au tot apărut. Uneori doar cu motivație artistică, alteori cu motivație ideologică, inclusiv politică, vin sovieticii sau naziștii să spună nu, ar trebui să fie implicată social iar ăștia care fac doar artă pentru artă sunt niște decadenți, trebuie să-i ardem. Până și americanii au făcut uh, o artă implicată ideologic. Cu implicații uh, de... Uh, uh, to win the hearts and minds. Este povestea celebră a lunenei, la cum Dumnezeu îl cheamă, pictorul care rădea cu stropi pe... Nu o cred că o îl cheamă. Dădea cu, cu stropii și făcea tablouri imense prin anii 40, 50, 60 și care era reprezentantul artei abstracte, non-figurative și unul din cei mai mari artiști ai vremii respective, la o generație, două după, după Picasso. Și s-a descoperit mai pe urmă, mai după poarta lui, că el de fapt a fost folosit ca un agent de interes al CIA-ului, în așa fel încât să intre în luptă cu arta realistă sovietică. Sovieticii veneau și spuneau, iată ce artă avem noi, film, teatru americanii nu, arta noastră e mai bună. Și a fost acest război simbolic, de hegemonie simbolică, unde s-au băgat bani. Cum sovieticii au băgat bani în Woodstock și în toată mișcarea hippie. Aia de ne place nou. Da. Și care a contestat Vietnamul. Cei mai mulți dintre ei au fost pe persoană fizică. Noi habar n-aveam. nu, ne plăcea că noi nu aveam nicio... Nu eram atingi de miza acelei Da. Nu vedeam doar partea artistică. Parte artistică parte artistic acolo. Dar acolo era o, o mize miză ideologică. Și acum ne întoarcem la Napoleon și ziceam, filmul trebuie să aibă o miză ideologică, trebuie să mă convingă de ceva, să spună că Napoleon e bun, e rău, e al francezilor, e al englezilor. Că și unul dintre prietenii noștri comuni foarte bun susține că e propagandă. Da. Filmul ăsta. Și nu întrebăm, da dar unde e propaganda? Da. Face propagandă cui? În favoarea cui? În favoarea cui. Așa. Și Lorenzo Vorabia nu e propagandă? Păi nu, dar eu nu sunt de acord cu ideea asta. Eu, eu n-am detectat propaganda din de Napoleon. O, oh, e ce domnule, e trendul ăsta acum să dărâmăm miturile, da. personaje și așa mai departe. Nu, nu, nu mi se pare, -mi pare -mi deloc dărâmat. Na de Napoleon, Napoleon e prezentat dramatic, e prezentat ca un împărat care a cucerit, dar care era. avea o bucățică de obsesie. Și atunci asta s-a dus și a făcut un zoom pe obsesia așa, Și eu cred că asta nu-i scade cu nimic, merită. Nu, deci pentru mine este un film foarte bine făcut. Foarte bine, neașteptat de bine făcut. Deci m-am dus... La filmul ăsta, convins că trebuie Că dacă ei L-au văzut prost, înseamnă că e prost Și hai să caut nod în papură Bă, Și n-am găsit nod în papură Am mai pățit o dată chestia asta Deci aia a fost o chestie generală în tinerețe. Când începuse să mi se ia Un pic de science fiction Văzusem foarte multe filme proaste science fiction Citesem multă literatură science fiction Dintre care multe mediocre Și aveam colegii de liceu Gașca Și care trăgeau mirele, neapărat trebuie să mergem la filmul ăsta Nu vrei să știi, unul din ei deja l-a văzut Băi, e genial Ți-ar genialul să -ți fie de film Iar vedem o prostie Mă duc acolo, punem picioarele noi pe scaun Ca orice adolescent care se respectă Începe filmul, eu mă pregătesc să-l uh, toc necurțător, Să-l fac varză și îmi pică fața Ce film era? Matrix Băi, oricât de călcotaș ai fi La adresa ca Că este un film science fiction, că e cu efecte speciale Este un film impunător Din punct de vedere al ideii al realizării, al valorilor de producție, este un monument de artă. Că nu-ți placeți, Asta e altă mâncare de pește. Și aici suntem înconjurați de expresii artistice în care dacă le pe unul care se placă, nu știu, casa poporului, vine și zice, mamă, ce prostie asta. Asta este o prostie și mai mare. Vin alții și că asta este genial, asta e o prostie. Deci nu există o, cum să zicem, o normă uh, comună în actul artistic. Unii zic despre Caragiale că este un epigon al uh, chestiilor bulevardiere de secol XIX care ajunge să și la noi în Franța. Da? Și că e așa, un epigon târziu, cum și Eminescu un epigon târziu. Alții văd în Eminescu, marele poet nemaipomenit astral, alții văd un poet ok, foarte fain, care s-a întâmplat să fie în România și pentru că a scris în România are o anumită limitare de pătrundere artistică și nu ne place foarte mult. Eu, aseară, la ora la 3, citeam Caragiale. Și citisem de nu știu câte ori și nu venea să cred. Da, uite, Așa, uite să vezi că, că la, prima oară. La, noi aici, la Centrul Cultural Lumina, un regizor tânăr, Matei Lucaș Brumer, a pus un, un spectacol foarte interesant, un dale carnavalului, dar care nu este piesa pusă ca atare, ci sunt problemele generate în timp de această de această Deci, nu a... de la mega-scandalul de la premieră de da. la Teatrul Național? Nu, da? știam, nu știam că a fost scandal. Da, deci a fost super-scandalul da. un ziarist da. de la un tabloid. De deci ce un meta-dale carnavalului? Exact. exact. Dar un noi mai avem un meta-dale carnavalului. Noi, în România, avem două filme mari care pot să stea față în față cu orice alt film făcut în Franța, în America, în Cehia, în Polonia și care cu adevărat sparge bariera, să spunem, specificului cultural băltirii noastre. O să mă jure foarte mult lume pentru ce zic, dar după mine în România nu există decât două filme cu adevărat. Da? De ce trag le mitică? despre asta e vorba. Deci este unul dintre episoadele Sunt cinci episoade dintre care ăsta e unul. Și și constituie o discuție între eu și regizorul filmului și cei de la direcția, Că și fost filmul a fost cu peripeții până în El e făcut în 78 și, și -a în 1980, da, și Da. a, -a, -a, l -a, l -a imediat. Câteva zile. Filmul este genial, este de departe cel mai bine făcut film în România, punct. Are o vibrație ușor isterică, e adevărat. Băi, dar film ca ăsta, mai zim și mie un film ca ăsta făcut în România. De ce Traclo poate mitică? moromeții și poate reconstituirea? În rest. Toate filmele celelalte sunt mediocre. Dar asta este o altă discuție. Păi da, dar vreau să ajungem și aici. Ajungem da. și aici. Și atunci, în sine, de ce trag mitică nu e de ale carnavalului. Este un meta de ale carnavalului. Pentru că e pe structuralul de ale carnavalului. Și cu mitică. Înțelegi? Și la sfârșit ai și o ieșire, un mizanabim, o ieșire din ficțiune în care despargele acelui de-al patrulea zid, să zicem cinematografie, în care personajele încep să vorbească cu tine, regi- sau de vocea regizorului, îi zice lui cu Cuchi, unul dintre personaje, Florin Zanfirescu, că întreabă unul, mergeau cu trăsura, murise mitică, mai știi faza cu da, mitică? Da. Că moare mitică și mișcă de degete? Da? Era acolo o vacă, plângeau aia, o lămintică de ce ai murit. Era o cârcăleală exact ca Brutis Porcheca Deci el este unul din marile filme de Aitor Escola. Brutis ca ca în aceeași perioadă. Și nu cred că Lucian Pintilie el știa. Este exact aceeași și Știi împrație. cum e Legrand de Exact. Și e, moare mitică după ce, de fapt, într-un cadru aia jeles pe lângă el și ăsta avea un picior ieșit așa, exact cum vezi la filmele cu Morgan, degețelul de care s-a tegu, așa, și vezi la un cadru că face mitic așa, click, din picior, nu știu dacă e voi sau a scăpat pur și simplu. Și să întorc cu trăsura spre sfârșit, să terminase Dale de carnavalului. Deci povestea Dale de carnavalului, piesa care a fost pusă în, în film. Și ăștia se întorc de la moartea lui Mitică și la un moment dat sau de vocea lui Mitică, care Mitică era Ștefan Iordan, dacă mai știu, da? Da, da. da. Se aude așa o voce cavernoasă, care replica o poantă spusă pe la mijlocul filmului. Uh, uh, unul le întreabă pe pe celălalt, uh, "Aule, Mitică, ai murit?" și îl întreabă, "Și mai știu, mă, cum zicea Mitică, de ce de ce trac mă, Mitica? Mitică?" Și uh, răspunsul era de frânghie monșer Și se aude vocea lui Mitică, undeva așa din nean, de frânghie monșer Cu vocea lui. Și la care toți s-au rămas, a vorbit mortul. cine a răspuns? Tu ai răspuns? Tu ai răspuns? Tu ai răspuns? Tu ai răspuns? Și ultimul care întreba întrebat este cu chista Florin Zanfirescu, ca tindat, ăla care avea măseaua umflată da, și care da, da. și care să uh, magnetiza cu Jamaica. Și el deschide ochii de să răspundă și sau de indicația registrală a lui Lucian de data asta. Așa cu deschide ochii, nu te uita, nu zi nimic, închide ochii cu ochii, lasă-i să moară proștii. Și în momentul în care se zice lasă să mă răproști, Se ridică dintr-o dată camera, cadru Se deschide și nu mai ești în film În ficțiune, în, în trăsură Ci se văd oamenii din jurul trăsurii Care erau echipa de producție Unul care era cu doliu, cu microfonul Altul care făcea fum în față Altul care împingea uh, Camera mobilă, știi, și pășinele alea da, da, da. Da? Și aici ai deja Asta o... O nu mai e caragiale, asta este metaficțiune Deci el în sine deci, Traclopotele Mitică nu este de ale carnavalului, e dale carnavalului, plus încă ceva: care acest încă ceva este și o critică socială, este o, o, o melteneală și o mărlănie în filmul ăla, în mod voit arătată. Toți sunt mitocani. Uh, Gheorghe Dinică, frizerul, este mitocan. Prin prejur, toate plutesc într-o. Uh, într-o mahala ineptă, cum ar zice, distinsul intelectual, în care totul e cu noroi, cu măzgă, cu haine proaste, exact cum e filmarea chiar e făcută într-o mahala care pe urmă a fost dărâmată. Dar vorbește despre societatea românească. Deci în loc să ți-l pună într-un cadru obișnuit, de târgoveți și să-i dau un oareșcare ștaif, o oarecare distinție vizuală, Lucian în mod voit, zice vreau să fiu mărlan. Cu personajele, cu imaginea, cu culorile, exact ce face etorescole, Etorescola în bruti Sporchi Cativi Brutii Sporchi Cativi cum să traduce? sporchii, spurcații, răi și cativi. Nu mai știu, trebuie să căutăm traducerea în, în, italiană și este tot povestea unei mahala, cum am zice noi, o mahala de minoritate etnică. Nu avem voie să spunem așa. Despre ce este vorba? La periferia societății. La periferia societății, lumpenii care sunt hoți, Un soi de Curtea Miracolelor, în care uh, Patriarhul, care are un ochi scos, primise, era singurul care primea bani de la statul italian pentru că avea ochiul Avea o, o, o problemă, o deformare. Și-l uite, așa, o pungă de bani pe care îi ținea strânși și dormeau toți la grămadă, ca porcii, într-o cocine imensă. În care toți vreau să-i fure bani Și toți erau hoți Curve Și e o mizerie și o cărcăleală, Dar în mod voit e făcută chestia asta Ca să fie ca un soi de strigăt De critică la adresa Societății Italiene Trei filme care-mi vin în minte, mai sunt și De ce l ai pe ăsta Brutisporcie Cativi Ai De ce trag clopotele mitică Și mai ai încă un film mare Care a el, el o poveste imensă Uh, truly Bătni god dacă nu mai știu, îi spune: uh, e, e greu să fii Dumnezeu, it's hard to be a God. Nu mai știu, regizorul, o să-l să, căutăm pe internet, este din generația regizorilor din anii 60-70, și sovietici, Tarkovski, Bodnar Și tipul ăsta a ținut uh, în mod musai și musai să facă film după o altă carte a fraților Strugatski. Deci, Tarkovski a făcut după picnic la marginea drumului. la marginea drumului a zis Solaris, iar asta a făcut după o altă carte a fraților Stugatski, e greu să fii zeu. într la marginea drumului e Călăuza cum? Solaris este Stanislav stani, stani. nu? a zis Solaris, scuza, da, am stalker, am vrut să zic stalker. Stalker, Călăuza, călăuza. în română, stalker în, în rusește, da. Și vine acest Victorie Vitali, nici nu mai știu care este numele. Ai căutat pe internet cum îl cheamă? Nu ai căutat, căută pe internet. Uh, și zice în anii 70-80 vreau să fac cartea asta Și nu reușește Băi și strânge bani 20 de ani Și filmează, ad literam să chinuie să filmeze 20 de ani Ajungând să termine filmul prin anul 2000 ceva Îl termină, îl face al negru Mai trăiește puțin câțiva ani și moare Și este una dintre marile opere de artă cinematografice rusești În care totul este de o mizerie cruntă În mod voit este totul în noroi într-o zeamă băltită, bă, și ne vine să crezi că poate să facă ceva din filmul ăsta. Și face. Mai este încă un film în care ai în mod voit aceeași atitudine de zeamă, de baltă, de, de uh, mâzgă, de mitocănie vizuală și care este, dacă nu mă înșel, regele lir rusesc, care la fel este făcut. Corol Lir, îmi uh, scapă regizorul, tot în anii 60. Un regizor rus. Un regizor rus, uh, Gadin, G nu mai știu. Uh, și care este parte în parte cu aceeași atitudine după Shakespeare, dar data asta cred că este Macbeth, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, uh, în care joacă Orsonel Wells. Și în care la fel este o cărcăleală, o melteneală. Mai avem două exemple de uh, urât care e transformat în artă. Avem uh, recent, tot după Shakespeare, Henry al iv dacă nu mă înșel, da? în care joacă puștul ăsta Timothy care o să fie acum în Dune 2, și în care ai bătălia aceea celebră de la Jincur, dacă nu mă înșel, unde este uh, o, un noroi de colo până acolo. Și ăștia au replicat, adică de la Mistoric așa s-a întâmplat, și ăștia au replicat bătălia noroi. Și mai ai episodul acela celebru din Game of Thrones, nu mai știu, prin sezonul 5 sau 6, în care e o luptă necruțătoare, în care ăștia luptă în noroi și unul dintre, dintre eroi, John Snow, este pe să fie sufocat. Deci uite cum mă duc din film în film, mă duc din film în film, pe o linie comună. Cum faci noroiul, vizualul, puroiul, bubele să le transformi într-un mesaj valid artistic? Eu cred că asta este până la un punct și o obsesie, cel puțin a cineaștilor români, deci după Revoluție, dacă stăm să mă gândesc, Cârcăleala. majoritatea da. filmelor, marea majoritate a da. filmelor a fost cu, tase, cu mizerie, cu, mizerie. Multe, cu blocuri da. din alea comuniste, cu da, la nu... scorojită, da, cu gunoaie da. aruncate, cu iarbă necrescută. Și da. Și totuși nu reușesc să scoată uh, catarsisul, să scoată, ghilimele, mântuirea artistică. Îți mai dau un exemplu de film care începe cu Noroi, care este unul dintre cele mai elegante și mai romantice filme despre mizerie și mâzgă și care este de, de, de o luminozitate nemaipomenită. Andrei Rubio tarkovski în care prima scenă este în noroi, cu călugării în care se adăpostește de ploaie într-un uh, într bordei și de acolo începe și cu ploaie, cu noroi. Și la sfârșit, ultima scenă, ultimul episod, cu puștiu care tatăl lui făcea cloapăte ca să zicem așa, și ia regele să facă clopotul la mare pentru biserică și zice, el fac eu, am murit tata, dar știu eu, mi-a mie secretul și ăsta face uh, clopotul. Și ad literam ăștia construiesc un clopot, e una dintre secvențele celebre ale cinematografiei, în noroi, ad literam în noroi. Cum se făceau vrem, lucrurile pe vremuri, că nu erau nici pavele, nu era nici asfalt. Băi, și este filmul ăla de o poezie și de o luminozitate. Cum Dumnezeu Tarkovski scoate din noroi o chestie de, de mântuire artistică, Ettore Scola scoate o mântuire artistică, Goran Bărăgoveci, m-am prostit și eu, Custurița. Custurița scoate unul dintre, dintre imaginile cele mai elegante și mai frumoase și mai pure, cu un țigan cu un curcan în brațe, fie Noi oh, Da, să spun de, la un, lucru, un lucru interesant pe care nu mult. Mega hitul lui Bregovic, ăsta e E făcut, al da. lui. Ah, a, da, da, este al lui și se da. numea Giurge Dan Da, știu. Adică Sfântul Gheorghe. era și el în dar. Da, 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 da. Dar da, da, și la Bielo Și era Da, și Sfântul Gheorghe al lui e un cântec cu. Da, e a. popular. E, e cântec popular, luat inițial de Phoenixul lor, cum ar fi, de Bielo Astea și urmă. luat de. Bielo care sunt nasturile alb. Asta înseamnă da, Și care cântă foarte fain, una dintre pele necunoscute foarte faine. Și Iată vine întrebarea asta. O întreagă cinematografie românească. Ce face? Încearcă să facă din rahat Beach și cu o singură cu două trei excepții. De deci, ce traclopotele mitică, unde e vorba de această cărcăleală, de unde scoți o esență, scoți un, o semnificație. Moromeții care e și el în zona asta a, a, a lumii necivilizate, nu ai beton, nu ai sticlă, nu ai modernitate. Nu, dar nici noroi, adică... nu. ai nici noroi, dar ai bătături, ai praf, da? da? Da. Nu e hit al lui Michael Mann cu sticlă și modernitate peste tot. La cu albastru la impresionant. Așa? Ai reconstituirea, unde la fel aia se da, bate e să bate în noroi. da. da, să bată în noroi. Și ai un alt film genial, tot din, din, zona asta noastră, care pleacă de la cel mai bicisnic eveniment cu putință. balul pompierilor. Alu Miloș Forman înainte să fugă în străinătate. Unde nu e noroi. De tot o cărcăleală, o biciznicie, o mediocritate. Niște pompieri fac un bal și vor să facă și un mis, un concurs de mis și le pun pe fetele să se dezbrace. Și lor le rușine. Și ei se gândește ce se cumpere lui ăla, care e bolnav de cancer. Și așa o cărcăleală, o mermeleală, o, o, o meschinărie. Care este de fapt societatea comunistă, o critică la adresa meschinăriei societății comuniste. Băi, dar totuși are o poezie filmul ăla. O poezie genială. Zorba grecu, care și el tot cu, cu cărcăleală, melteneală, are poezie. E făcut un fetiș pentru cuvântul ăsta. A melteneală, cu, nu știu, știu am intrat, a intrat în, în, în... când mă duc dintr-un film în altul, în altul, găsesc o comunalitate care este fix în inversul lui Napoleon și lui Barry Lyndon. Napoleon și Barry Lyndon, lucrurile sunt vizual somtoase, elegante, așezate, la linie, la pian, la lumânare, la cuta rochei, la femeia frumoasă, la, cum îi zice, uniformă, acolo nu ai noroi. Acolo ai modernitate, chiar dacă este o modernitate timpurie, 1700-1800 berlin Lyndon, Napoleon, dar este o încercare de structurare a lumii, de ordine, culminând cu ordinea de tip Odisean. Spațială 2001, unde -ți pică fața ce se întâmplă acolo, culminând cu hita lui Michael Mann. Deci ai o asemenea linie vizuală. Și iată linia cealaltă vizuală, care este aici, a noastră, la Balcanicilor, unde noi nu avem această ordine a modernității și unde noi facem romeții. Noi facem balul pompierilor. Noi facem uh, domnul Zavesajele. Înțelegi? Da, uite, îți mai adaug eu două filme pe lista foarte scurtă de filme da. bune româniști și care am, în două. În afară faptului că eu zic că sunt foarte bine făcute și jucate, au și un mesaj foarte, foarte coerent și care nu trebuie să stai așa. Să, uh -huh. uh, California Dream, care mi filmul cu celebru incident cu trenul NATO, uh -huh, care a fost oprit uh -huh, de un șef de gară uh -huh. uh, care a război da și care este un film neterminat. Că din păcate Cătălin Mitulescu, săracul, s-a prăcut înainte să fie cata și el a fost dat așa ca, așa, ca mai de, eu țin de că m-am uitat cu ochii clip l-am văzut de vreo trei ori. Deci un film care l-am sorbit în prima clipă și până în ultima Deci eu trebuie clip. să recunosc că în afară de secvența nu l-am văzut. Da, e de văzut, e de văzut. Uh -huh. Așa, și pe urmă mai e, uite că am un lapsus acum, care cu la, nu e pericolos pericol să zi, nu, cu, nici asfalt angol. Nici asfalt tango. Asta cu, cu mâna Nici acolo. Mână acolo, mână aciză, acolo. Mână aciză, da, da, aia, îmi cer scuze. Și ăla e un film uh, care, într-adevăr, stră, străpunge, să zicem aici, balta noastră. Cum îi zicem, ha? Filantropica, fie mama lui a dracului filantropica, da așa. da. așa, este. Da, uite, vezi? Uh, Mi-a venit în minte o altă scenă cu noroi. Filmul meu preferat, deci pe mine dacă mă puneai și acum 20 de ani, mă pui și acum și peste 20 de ani, care sunt cele 10 filme ale tale? Îmi vine foarte greu să fac, da. am avut acum un exercițiu, știi că discutam noi de chestia aia care nu se spune, suntem ca la Harry Potter, da. nu ai voie să spui, van, nu? deci aici e un site de filme foarte fain, nu avem voie să spunem numele, și acolo chiar a fost un concurs acum, care sunt filmele voastre preferate, 10. Și au făcut un top, care cumva să fie... În oglindă cu topul ăsta recent de la Sense of Cinema, dacă nu mă înșel Și care și ăla a fost controversat Și tu ai reușit să-ți faci un top 10? Am făcut inițial un top 20, cu chiu Deci am strâns din, din, din toate părțile trupului ca să tai din 50 și să fac 20 Și până am mai strâns încă o dată necruțător să fac 10 Și am făcut 10 și le am zis, bă, astea sunt 10-ale mele, pasteluațile Ei au făcut o statistică, 10, 10, 10, 10, 10 de la toți care au zis și ești o chestie faină, chiar ești o chestie faină Inevitabil, mult uh, Tarkovski, mult uh, John Ford, mult Kubrick Hai să zicem cumva o, o vulgată a regizorilor celebri. Și pe urmă, de fapt, pentru mine erau alea 20 Dar, chiar dacă câteodată pot să zic Da, domnule, uh, nu știu, ce prin uh, cu Modern Times uh, Sau cu... nu City Lights, ăla este pentru mine filmul cel mai cel mai cutremurător. Câteodată intră în top 10, câteodată intră în nu uh, sau... Dar nu, ar, nu știu, ar trebui înțelegea și un criteriu pentru tău, că poate să fie filmul cel mai frumos, cel mai bun, la care no. te-a marcat cel mai Sunt mult. Sunt filmele care m-au marcat cel mai mult. Uh, asta, câteodată intră în top 10, câteodată nu intră în top 10 Idiism Atrii. Câteodată intră în top 10, nu intră, și mulți sunt sălbați. Eu n are să fac top 10 niciodată, adică mi-e mult prea greu. În schimb, poziția numărul 1 la filme care m-au marcat da? este detașat de departe, ah. e ciudat de ciudat la de La de. Brazilian, 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 da. Da. E, Ceva la femenios. mine, exact asta vreau să spun. Dar să le pun pe celelalte, nu, mi-e foarte da. greu. Deci, la alele mai discutăm, dar pentru mine, filmul numărul 1, numărul 1, numărul 1, oricum ai dau. Este samurai, și no Samurai, cei șapte samurai al lucrurilor Băi, nu mă întreba de ce Ăla m-a marcat cel mai puternic în toată viața mea L-am văzut la vremea care a trebuit, în tinerețe Mi-a rămas înfipt în minte M-am uitat de nu știu câte ori, l-am și folosit la un curs la un moment dat de sociologie politică Este o lume în sine, la fel cum uh, Macondo și Un veac de singurătate Este o lume în sine E o, o, bijuterie de operă artistică în care poți să scoi nu știu câte semnificații de la palierul simplu narrativ până la nu știu câte zone simbolice. La fel și Cinin Samurai pentru mine este filmul, e filmul prin excelență. Nu se poate mai minunat. Chiar la în 1952 cam dată Și scena culminantă, punctul culminant al filmului este o luptă în noroi care ori de câte ori mă, mă într un în oraș și plai. Când în cele din urmă hoții năpădesc, că ăștia au făcut ca un de fortificație a satului, s-au mai bătut cu hoții prin alte părți, s-au dus pe ei în o poveste lungă, 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 lungă. Și în cele din urmă hoții dau asaltul final și intră în sat în, momentul în care ăștia, strategul lor, zice Acum am omorât de scuit, acum lăsați să intre și omorâm păresc aici. Și se mută războiul în sat. Și ne vălesc ăștia pe cai, ăștia dau drumul la barieră, ăștia ne vălesc pe cai, și închid bariera și ies uh, țăranii cu uh, sapele, cu furcile, cu lăncile făcute din uh, araci. Uh, și inclusiv cei șapte samurai care deja erau mai rămas vreo cinci de seră, dintre ei. Și secvența cu toți și romifone. Când își înfipsese săgețile în, uh, în noroi, stătea pe o colină și l-aveai pe liderul lor, uh, ăla ras în cap și care făcea așa tot timpul un păr, la înfixese mai multe, stătea cu sabia și tot mi fune, mai multe săbi și mai multe săgeți. Și ăsta era cu săgețile și ia săgeata, întinde și bate ploaia, uite așa, razant și ăsta are o mișcare de asta foarte zen de, de uh, tir cu arcul japonez și dă drumul la săgeată. De fiecare dată când o văd, am văzut tot de nenumărate ori, mă trec fiori. Ad literam, sunt curenții. Și pe urmă vine secvența când Toshiro Mifune moare de manieră foarte dramatică și pe urmă vine secvența și moare în și în noroi și pe urmă vine secvența când ultimul hoț este prins călare pe cal și îl năpădesc sătenii în noroi. Și calul dă să fugă, și aici e o soi de bătătură, piața satului, care era bătătură, era pământ și acum e în noroi, și el să fugă pe partea asta, să iese în față, a să fugă pe partea asta, calu, și ăștia năpădesc calu, calu cade, cu călăresc cu tot, calu face toate felurile, ăștia fi mâna în el și îl omoară cu sapea. Genial, se genială Genial. Genială. Mă uit la mă uit la asta, mă uit la asta, mă uit la asta, la care a pornit totul la pasiunea lui, că eu știu că am fost coleg de liceu cu el, de a povesti filme. Da. Și tu, la fel, ai fost foarte potrivit. Din păcate, a expirat timpul acestei. Ediții. Da, mai, mai, mai trebuie să mai vorbim. Comis. Eu îți propun ca la începutul fiecărui nou sezon să ne vedem câteodată, să mai deșertăm. Deci trebuie, deși nu o să reușim să o deșertăm niciodată, niciodată. Noi am pornit de la filmele noi, dar trebuie să vorbim despre Ilgato Pardo și trebuie să vorbim despre celălalt film care este aproape să fie filmul numărul unu pentru mine, Otăi Bine, și dacă nu vorbim despre o, tăi, -o nu vin, pe Deci, bun. acum, chiar că ne oprim Doamne, și dau mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit și până ne revedem data viitoare. Țineți minte că viața fără teatru și fără film este ca împărțirea la zero. Fără sens.